Cap frumos îți dă fiorul ce te domină în bietor, dar mai ales când și piciorul îți dă o mână de ajutor. Blondă, zveltă, sexy, înaltă, cu picioare interminabile, cu care a făcut furori pe vremea când era model, Valentina Pelinel este una dintre vedetele din România care nu poate trece neobservată. De curând a făcut o postare cu noile sale accesorii. Este vorba despre două cârje roșii pe care Valentina este nevoită să le poarte în perioada următoare de recuperare. Soția lui Cristi Borcea a glumit și a spus că astfel accesorizată va avea cel mai reușit costum de Halloween. În urmă cu 8 ani, Valentina Pelinel a suferit un accident la schi, iar recent a trecut printr-o operație de ligament. Fiind o femeie foarte activă, soția fostului acționar de la Dinamo a avut nevoie de această intervenție. Acum se simte mult mai bine și este în proces de recuperare. Umblă o vorbă că picioarele frumoase pot face carieră dacă sunt mângâiate de mâini puternici. Și așa ne-am amintit și noi de magnatul care a lansat-o pe Valentina Pelinel și alături de care a trăit o poveste de dragoste ca în filme. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Primul iubit al Valentinei Pelinel avea 70 de ani și, după cum singura afirma, i-a adus protecție. Noi zicem că nu doar atât. Victor Hugo a făcut-o celebră și cunoscută în toată America. 5 ani s-au iubit și blondina vorbește numai la superlativ despre el, pentru că a reușit să îi contureze o imagine impecabilă și să o țină departe de avansurile bărbaților. Victor Hugo Gonzalez este unul dintre cei mai cunoscuți designer de genți și accesorii, iar Pelinel a fost imaginea firmei sale. După ce s-a despărțit de Victor Hugo, Valentina Pelinel a venit în România și l-a întâlnit pe Cristian Băureanu, cu care s-a și căsătorit. Vedeta a renunțat la joburile pe care le avea în lumea modei și s-a dedicat în totalitate. Nunta Valentinei Pelinel cu Cristian Băureanu a avut loc în vara anului 2007 la Grădina Botanică. Cei doi și-au dorit o nuntă spectaculoasă, pornind de la cununia civilă, care a fost una atipică. Astfel, cei doi au spus da printre plante și flori exotice. Zâmbitori și îndrăgostiți, cei doi se iubeau nebunește, iar mireasa a uimit pe toată lumea cu frumusețea sa. 7 ani s-au iubit ca în povești. Valentina Pelinel și Cristian Băureanu s-au despărțit în 2014. Presa a scris în acea perioadă că blonda ar fi avut o relație extraconjugală cu Cristi Borcea, care se pare că pusese ochii pe aceasta încă din ziua nunții ei. Știi că iubirea schimbă tot, aș fi crezut că am să pot, ce să fiu altcineva, de teamă că ai plecat. Ruptura dintre Valentin Pelinel și Cristian Băureanu se pare că s-a produs după o trântă a blondinei pe pârtia de schi. S-a speculat atunci chiar că a fost o ceartă zdravănă și că Valentina a ajuns singură la doctor la New York din motive mult mai serioase, nu doar din pricina programului ocupat al soțului ei. Nu este real că ne-am fi certat pe pârtie, că ar fi avut loc acest scandal și avem marturi un cuplu de persoane publice din România. Din păcate, Valentina a avut acel accident și în urma lui s-a stabilit că are ruptură de ligamente încrucișate și fisură de menisc de gradul 2-3, spunea la vremea de atunci Cristian Băureanu. Pentru Valentina Pelinel, 2014 este un an de schimbări. Știți vorba aceea? You need to change to be the same? Am trecut printr-un divorț. Am suferit un accident la schi, în urma căruia m-am ales cu ligamentul încrucișat anterior rupt la piciorul stâng și urmările aferente celor întâmplate. Dar Valentina Pelinel e o fire puternică, optimistă și iubește viața. M-am refăcut după accident și am început de o lună un program de 90 de zile de refacere a masei musculare. Cât despre divorț, am rămas în relații civilizate cu Cristian Băureanu, contrar a ceea ce s-a speculat.
Everything happens for a reason. Să înveți din greșeli, să trăiești în prezent și să proiectezi un viitor minunat așa cum ți-l dorești. Așa îmi ghidez eu viața și îmi găsesc puterea în mine, puterea supremă pe care o avem fiecare dintre noi. Din păcate, mulți o caută în altă parte, în exterior. Scria Valentina Pelinel la puțin timp după divorț. Și fostul manechin și-a căutat puterea și în brațele altui bărbat, puternic. Divorțul intentat de Băureanu i-a deschis calea nașului. Cristi Borcea și Valentina Pelinel se cunoșteau cu mult înainte ca aceștia să se îndrăgostească iremediabil și să facă 3 copii împreună. Afaceristul a fost prieten cu ea și fostul ei soț. Se pare că toată chimia între cei doi a fost descoperită, așa cum vă spuneam, chiar în ziua anunții Valentinei cu Băureanu în anul 2007. De când am văzut-o a doua oară, am zis că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea, chiar dacă m-am însurat cu Alina. Nu i-am cerut să pună capăt căsniciei. Era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani. Ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult, zice Cristi Borcea, sigur pe iubirea fostului manechin. Și pare că e dragoste adevărată și nimic nu le clătină fericirea, nici măcar zvonurile apărute legate de un presupus divorț în urma unor speculații puse pe seama talentului de mare cuceritor al lui Cristi Borcea. Sunt și specialiști care au lucrat la Dinamo cu Cristi. Sunt pe mâini bune, dar am mult de lucrat. E nevoie de ambiție, de răbdare multă. Intervenția domnului dr. Vlad Predescu a fost reușită. În curând voi putea face mișcare și sport, chiar mai bine ca înainte. Am mulți oameni minunați alături de mine, prieteni, copiii, soțul meu, toate cuvintele și mesajele lor îmi dau forță. Conchide azi Valentina Pelinel, asigurându-ne că nimic nu le poate zdruncina iubirea. Da, foarte frumos, ați reținut cum e povestea. Ceva s-a întâmplat atunci la acel accident și iată, a tras pentru atâta vreme Valentina această problemă la picior și s-a hotărât să o rezolve în acest moment. În acest moment a găsit acela, asta îi povesteam și lui Nico, pentru că i-am văzut pe Valentina Pelinel și pe Cristi Borcea aproape, unul lângă celălalt. Știe cum să-l facă pe Cristi Borcea, știi că cu Cristi Borcea trebuie să știi cum să-l iei. Că el e un tip, și în afară de faptul că el este stăpânul universului, ca să zic așa, trebuie să știi cum să-l iei ca el să nu se mai gândească la altceva, știi? Și trebuie să-l iei drăguț, aparent ascultător, dar de fapt așa, știi, să-i atragi atenția. Și el odată zice, bă, deci nu trebuie să-l lași niciodată să fie, să fie atent în altă parte. Ca un șarpe de casă. Exact, cum zici matale, domnul Moris, de ce știe el. Bun, băi, așadar, Valentina are probleme cu piciorul, cum ai și tu, ai văzut cum s-a potrivit. Într-adevăr, recuperare grea? Păi asta vreau să și spun, de fapt, recuperare ușoară. Ce să spun, mi-e place foarte mult de femeia asta și mi-a plăcut întotdeauna de când a ieșit pe piață. Mi-a plăcut la nebunie și mi-a plăcut și primul, îmi place foarte mult... De Cristi Băurean. Da, de Cristi și de ea. Deci când au ieșit am zis, Doamne, cred că e cea mai frumoasă pereche pe care am văzut-o. Îți spun sincer. Și îmi place mult de ea ca femeie. Este o femeie foarte frumoasă și foarte cochetă și foarte, foarte drăguță. M-am găsit de câteva ori cu ea la emisiuni. Acolo ne-am întâlnit foarte, dar foarte rar la evenimente și mi s-a părut o tip așa foarte, foarte sinceră, sincer. Deci mie nu mi s-a părut că ar fi așa o femeie sinceră și... Asta spune experiența, că de asta l-am pomenit pe domnul acela străin. Deci asta e o poză recentă, da? Da. Asta e o poză recentă. Deci arată, vreau să spun, în tineric cu 10 ani. E adevărat, iubirea schimbă tot. Deci arată senzațional. Asta vreau să spun. Deci, până la urmă, din acea perioadă de America, ea s-a maturizat foarte tare, a înțeles bine. Mă crezi că eu n-am știut că a fost plecată în America? Asta 5 ani de zile, noi n-am văzut-o, ea a făcut reclame pe ce acolo. Ce frumos, un contract în America, mă rog frumos. Apartamentul pe care l-a avut în America, după care, din dragoste, a angajat cu lucrurile ei chiar pentru niște afaceri care, din păcate, lui Cristi Băureanu nu i-au ieșit. Ea a plătit ani și ani de zile pentru faptul că a fost alături de el în acel business. Sigur, Cristi Borcea a venit cu liniștea din multe puncte de vedere, sigur, cu cei 3 copii. Lucrurile sigur se pun cu totul și cu totul altfel. Azi, da, după cum vedeți, acum când se gândea la picior, își aducea aminte Valentina de toate alea și toate celelalte. Iar astea cu schiurile, apropo că fiica mea e împătimită rău de tot, deci este nebunită după sportul extrem. Dacă a mai fost odată, se va mai duce încă o dată și tot așa, nu contează că și-a rupt ligamentele. N-am mai auzit-o cu schiurile, dar deci poate acum e să o boală. Vedem dacă. Deci pe domnul boală. Borcea nu l-am auzit, pe Cristi Borcea nu l-am auzit cu schiurile, el e cu alte sporturi.
din seria Lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor, Lăsați-ne să ne pregătim pentru publicitate. Așa și trebuie.